O să-ți vorbesc despre cartea numită Cele 48 de legi ale puterii. Această carte este foarte cunoscută printre politici, prizonieri din Statele Unite, celebrități ca și 50 Cent și persoane influente. Am ezitat mult până să decid să fac un video pe tema asta și să-l împărtășesc cu tine, pentru că prezintă un stil manipulativ, iar după părerea mea, unele dintre legile menționate nu sunt etice. Iar eu personal nu sfătuiesc să fie aplicate. Asta nu înseamnă că aceste legi nu pot fi aplicate de către alții împotriva ta. Deci o să împărtășesc cu tine doar anumite legi care consider că îți vor putea aduce beneficii și să te ajute când acestea vin aplicate împotriva ta. Legea numărul 1. Grijă să nu demonstrezi mai mult decât șeful tău. În timp ce încerci să impresionezi persoanele care sunt deasupra ta, nu demonstra prea mult din talentele tale. Asta poate să-i facă să se simtă nesiguri pe șefii tăi și ar putea să găsească un mod să te înlocuiască. De exemplu, să presupunem că tu ai 20 de ani și ai găsit un loc de muncă împreună cu un team leader de 40 de ani. După câteva luni, îți dai seama că știi mai multe decât el și că ai mari idei despre grupul tău sau departamentul tău. În această situație, nu demonstra niciodată superioritatea ta, pentru că persoanele care sunt la putere nu vor niciodată să pară neputincioși sau slabi. Cunoștințele tale superioare pot fi o amenințare pentru team leader sau pentru poziția lui. Ar putea fi gentil cu tine, să se comporte ca și cum i-ar plăcea ceea ce faci, dar fii sigur că cu prima ocazie o să te înlocuiască cu o persoană mai puțin inteligentă decât tine. Încearcă să-ți recunoști mereu limitele tale și dacă vrei să pui în practică ideile tale, fă-o în așa fel încât superiorii tăi să se simtă inteligenți și buni, chiar dacă tu știi că nu sunt. În acest mod o să obții susținerea lor, iar ei nu o să te vadă ca o amenințare. Dacă te uiți bine în jur, o să poți vedea acest lucru aplicate pe alte persoane pe care le cunoști și care poate nu au respectat această lege și au avut dificultăți. Ca și acel coleg de școală care a demonstrat mereu cunoștințele lui, încercând să pară și mai inteligent decât profesorul. Dar cine știe de ce, a trebuit mereu să lupte ca să aibă o notă bună. Legea numărul 2. Nu aveți mare încredere în prieteni. Învățați să profitați de dușmani. Secretul este să ai capacitatea să recunoști care este persoana cea mai potrivită care te poate ajuta în interesele tale, în orice ocazie. Țineți prietenii pentru prietenia lor, dar încercuiește-te și de persoane abile și competente, mai ales când este vorba să faci afaceri serioase, stai departe de prieteni și mai bine o faci împreună cu un fost inamic. El poate fi mult mai leal pentru că vrea să-ți demonstreze multe. Autorul spune că ar trebui să te temi mai mult de prieteni decât de inamici. Este mult mai probabil că prietenii te vor invidia, trăda și îți pot limita puterea, pentru că ți este mult mai greu să menții o distanță profesională. Prietenii nu sunt întotdeauna sinceri, nu își exprimă mereu deschis sentimentele și este dificil să interpretezi intențiile lor. În general, persoanele iubesc să creadă că au obținut ceva singure. De aceea, un prieten poate nega toate favorurile pe care le-ai făcut pentru el ca și prieten și să gândească că a obținut totul singur. Legea numărul 4. Spune mereu mai puțin decât este necesar. Cu cât spui mai mult, cu atât pari mai interesant și stăpân pe conversație. Și majore sunt posibilitățile că vei spune ceva greșit. Persoanele puternice tind să vorbească puțin, asta îi face interesant și autoritar, pentru că nu reușești niciodată să știi ceea ce gândesc. Mai ales când este vorba despre negocieri sau interviuri, fii mereu atent să nu spui mai mult decât trebuie, dacă nu ai putea să începi cu piciorul greșit. Dacă o să fii în fața unui negociator expert, ai să vezi că nu va vorbi mult, o să își exprime pe scurt punctul de vedere și după o să rămână în tăcere, ca să te facă să începi să vorbești. Tăcerea este enervantă, te face să te simți inconfortabil. Poate ai văzut că atunci când vorbești cu cineva, iar unul din cei doi se opresc din a vorbi, ia naștere o ciudată tăcere. Este jenant, nu-i așa? Atunci când se întâmplă, îți dorești doar să se termine acel moment. Și de multe ori spui lucruri care nu au nicio legătură, doar ca să menții conversația. Din această cauză, s-ar putea întâmpla să spui mai mult decât trebuie sau să dai mai multe informații și să pierzi puterea în negociere. Legea numărul 9. Învinge prin intermediul acțiunii, niciodată cu raționamentul. Este mult mai eficace să îi faci pe ceilalți să fie de acord cu tine
prin intermediul acțiunilor tale, fără să spui niciun cuvânt. Demonstrează mereu prin fapte, în loc să convingi pe cineva prin cuvintele tale. Faimosul sculptor și pictor Michelangelo lucra la o sculptură, iar când aproape terminaseră, primarul Soderini intră și spune: "Ai făcut o treabă bună, dar nasul este prea mare." Michelangelo știa că nasul era perfect și că prospectiva era influențată de poziția de unde privea sculptura Soderini. Așa că, în loc să se certe cu el, începu să lovească cu delicatețe nasul, dar el nu schimba nasul, doar o ștergea de praful rămas după lucrare. În timp ce făcea asta, Michelangelo îi spuse: "Ok, acum uitați-vă de acolo și spuneți-mi dacă este bine." Iar Soderini spuse: "Da, acum pare perfect." O discuție câștigată pe baza vorbelor aduce satisfacție doar pentru o perioadă scurtă de timp și creează resentimente de cealaltă parte. Deci câștigă prin acțiunile tale, niciodată prin discuții. Legea numărul 10. Evitați să vă contaminați, fugiți de cei mereu nefericiți și fără noroc. Se poate muri din cauza necazurilor altora. Aceste stări emoționale sunt contagioase ca și o boală. Ai putea să crezi că ajuți un om care se neacă, dar de fapt doar accelerezi venirea sfârșitului tău. Cei fără noroc de obicei atrag asupra lor și pot să o atragă și asupra ta. Ai putea să simți că acel prieten care ajunge mereu la pușcărie, înfrângând simple legi, dar în realitate te contaminează. Înconjoară-te mai bine de cei care sunt fericiți și norocoși. Legea numărul 13. Când cere ajutorul, pune accentul pe ce are de câștigat persoana, iar nu pe compasiune sau sensul de recunoștință. Dacă ai nevoie de ajutorul cuiva, să nu-i aduci aminte ceea ce ai făcut pentru el în trecut, pentru că va găsi un mod să te ignore. În schimb, încearcă să subliniezi ceva în ceea ce-i ceri, care va fi în avantajul lui, și evidențiază asta să înțeleagă. O să vezi că o să-i răspundă cu entuziasm când va înțelege că are ceva de câștigat pentru el însuși. Când am început să creez aceste videouri, m-am apropiat persoanelor cerându-le un feedback. Într-o zi l-am sunat pe un prieten și l-am întrebat dacă are timp 10 minute să-i pot cere părerea lui. Dar abia l-am sunat, a început să inventeze scuze, zicându-mi că era obosit, iar eu, când am auzit răspunsul, am înțeles că trebuia să schimb modul de abordare. Deci l-am întrerupt și i-am spus: Ok, putem să vorbim mai târziu. Am auzit că ai intenții să te bagi într-o investiție imobiliară. Vrei să ne vedem la o cafea? Pentru că aș putea să-ți dau câteva sfaturi. Eu abia am concluzionat o investiție pentru mine însă." El a rămas în tăcere pentru câteva secunde și apoi a început să-mi pună întrebări despre apartament. După câteva ore, ne-am întâlnit la o cafea și i-am spus tot ce știam și la final l-am întrebat dacă putea să-mi dea un feedback despre proiectul meu. Bineînțeles că a spus da și așa am primit feedback-ul lui. Acum tu ai putea să o chemi manipulare, dar eu îi spun: cere lucrurile corect. Noi umanii suntem egoiști prin natura noastră. Accept sau nu, orice am face, mintea noastră își adresează mereu aceeași întrebare: eu ce câștig? Dacă nu este nimic de câștigat, atunci tindem să nu acționăm. Fii foarte atent la această lege, mai ales când trebuie să ceri ajutorul unei persoane mai experte sau mai informate decât tine. Aceste persoane nu vor să piardă timpul, de aceea mai întâi fă cercetări despre activitatea lor și vezi în ce mod îi poți ajuta sau le poți rezolva o anumită problemă. Și în modul ăsta oferă-le lor mai întâi o soluție și mai apoi treci la ce-ți dorești de la ei. Legea numărul 28. Ia măsuri cu îndrăzneală. Dacă nu ești sigur de acțiunile tale, dubiile tale și ezitarea o să distrugă îndeplinirea lor. Timiditatea este periculoasă. Dacă trebuie să faci ceva mai bine, fă-o cu îndrăzneală. Orice greșeală tu ai face, o să fii corectat cu facilitate. Toți îi admiră pe îndrăzneți, nimeni nu îi stimează pe timizi. Cu ceva ani în urmă, unul dintre prietenii mei a fost invitat la un interviu unde nu prea știa multe, dar surprinzător a depășit interviul și a obținut jobul. Iar când l-am întrebat cum a făcut, mi-a spus că nu a știut să răspundă la unele întrebări, dar a demonstrat mereu un comportament propozitiv, zicând că o să învețe tot ce era nevoie și o să fie cel mai bun angajat din departament. După câteva luni, în timp ce bea o cafea cu responsabilul de la resurse umane, acesta din urmă îi spuse: "Unicul motiv pentru care te-am angajat a fost pentru curajul și îndrăzneala ta, pentru că în realitate aveai puține calificări pentru acea poziție. Majoritatea persoanelor în locul tău nu ar fi avut curaj nici să se prezinte la interviu.
Legea numărul 36. Disprețuiește ceea ce nu poți avea. Indiferența este cea mai bună răzbunare. Când găsești o problemă, în acel moment subliniezi că există. Mai multă atenție dai inamicului tău, cu atât îl faci mai puternic. De multe ori creăm dintr-o mică problemă una mare și vizibilă, deci mai greu de rezolvat. De multe ori este mai bine să lași lucrurile așa cum sunt. Dacă este ceva ceea ce vrei, dar nu poți să ai, pur și simplu ignorează. Cu cât mai puțin interes demonstrezi, cu atât par mai superior. Dând importanță inamicilor, chiar doar pentru a lupta cu ei, te deschizi influenței lor. Ignorându-i, îi anulezi. Acest lucru îi bulversează și enervează. Dar din momentul în care nu au nimic de a face cu tine, ei nu pot face nimic. Legea numărul 40. Să nu aveți încredere în oferte gratuite. Ceea ce vine oferit gratis este periculos. De obicei implică un truc sau o obligație ascunsă. De multe ori este mult mai inteligent să plătești prețul întreg. Plătind în modul tău, te îndepărtezi de obligația de recunoștință, de vinovăție și de capcane. Gratuit este cuvântul cel mai scump pe care îl poți auzi. Trebuie să fii mereu atent, pentru că gratuit nu este aproape niciodată gratuit. Este mereu un preț ascuns de plătit. De exemplu, când aștepți la coadă pentru o oră să obții un produs de $2, crezi cu adevărat că l-ai primit gratuit, l-ai plătit cu o oră din timpul tău? Și crezi cu adevărat că ora ta valorează $2? Sau crezi cu adevărat că transportul gratuit este gratuit? Nu este niciodată gratuit, este doar ascuns în prețul plătit. Legea numărul 41. Evitați să purtați hainele altcuiva. Întâmplat în trecut, pentru prima dată, apare mereu original și mai bun decât ceea ce vine după. Dacă vii după un om important sau un părinte celebru, o să trebuiască să demonstrezi de 2 ori mai mult ca să fii recunoscut. Stabilește numele tău și identitatea ta, creând o stradă diversă. De exemplu, schimb locul de muncă și descoperi că persoana care lucra înaintea ta era unul dintre cei mai buni angajați. Realizezi cât de dificil o să fie să ai succes în acea poziție? Persoana care era înaintea ta a stabilit un standard ridicat și așteptări foarte mari și persoanele se așteaptă la același lucru și de la tine. Dacă vrei să ai succes în acea poziție, o să trebuiască să aduci rezultate duble față de angajatul precedent sau să fii inovativ, astfel încât să nu te confunde cu celălalt. Foarte probabil că îți va fi dificil să urmezi prima opțiune, pentru că a fi divers fiind la început, asta înseamnă că trebuie să-ți creezi strategia ta pentru a ieși în evidență, dar să fii foarte atent când faci asta. Pune mereu în calcul că și trecutul are elemente valoroase și ar fi prostesc să refuzi totul doar pentru a te distinge. Legea numărul 45. Predică nevoia schimbării, dar nu introduceți prea multe inovații deodată. Toți înțeleg necesitatea unei schimbări spus așa în cuvinte, dar persoanele sunt fidele obișnuințelor și iubesc să facă lucrurile așa cum au învățat. Să schimbi radical totul este traumatic și ar duce la frustrare și refuz. Dacă abia ai primit un post în conducere sau încerci să-ți construiești propriul spațiu într-o poziție de putere, încearcă mereu să respecti vechiul mod de a face lucrurile. Iar dacă este necesară o schimbare, fă-l să rezulte ca o îmbunătățire delicată față de trecut. Legea numărul 46. Nu te arăta niciodată prea perfect. Persoanele urăsc profund sentimentul că ești mai bun ca ei. Dacă apari mai bun decât ceilalți, este mereu periculos. Dar ceea ce este și mai periculos este să apari fără defecte sau puncte slabe. Invidia creează inamici tăcuți. O practică inteligentă este să arăți ocazional defecte doar pentru a îndepărta pe invidioși. Doar o minoranță poate reuși în jocul vieții, iar acea minoranță stârnește invidia celor din jur. Atunci când ai succes, cei de care trebuie să te temi sunt chiar cei din cercul tău, prieteni sau cunoscuți pe care i-ai lăsat în urmă. Acesta era ultima lege despre care vroiam să-ți vorbesc, dar te sfătuiesc mai înainte de a aplica aceste legi să faci cercetarea ta sau să citești cartea, astfel încât să le înțelegi mult mai bine. Aceste legi sunt foarte puternice și se pot întoarce împotriva celor care le aplică dacă nu se înțelege adevăratul sens și modul lor de aplicare. De exemplu, ai putea să încerci să par puternic rămânând în tăcere, dar să fii conștient că și prea multă tăcere dă de bănuit. Îți mulțumesc că ai vizionat acest video și nu uita să te înscrii la acest canal, să apeși pe clopoțel, să fii mereu informat când voi publica un nou video. Toate cele bune ție și pe curând!